prințesa și cadourile. E ziua prințesei Ruby curând, s-a auzit regele tunând. Slușnicuțele se învârt prin castel, valeții sunt și ei plini de zel. Supușii din împărăție nu s-au ținut nici ei departe. Au copt de zor budinci și tarte pentru așa minunăție. Sus, în turnul prințesesc, micuța Ruby s-a cempat. Ziua mea va fi de neuitat, de nu pe toți îi pedepsesc. A zbierat și apoi a poruncit servitorilor ce o ascultau umil. A râcnit, a urlat și a bătut din picior. Era cel mai vocal copil. Vreau o enormă căsuță în copac și un papagal cu care să vorbesc. Cei mai prețioși pantofi vreau, care să lumineze când pășesc. Îmi trebuie o nouă coroniță, s-o port când merg la grădiniță. Și un ponei și role colorate și multe, multe nestemate. Vreau o petrecere cum nu s-a mai aflat, cu dulciuri și cea mai bună înghețată. Sau dacă nu, mă întind pe jos în palat și țip și zbier, mă pun pe urlat. Desigur, iubito, a liniștit-o regele tată, înainte să o zbughească pe strada aglomerată și să o ia la goană dis de dimineață, cu o valiză plină de bani gheață. A ales cele mai speciale cadouri, cu prețul terminat în multe zerouri, ca să fie sigur că Ruby va avea cea mai grozavă zi de naștere din viața sa. Păsările începuseră să ciripească. Era călduț, soarele strălucea. Regele i-a cântat lui Ruby să o trezească. La mulți ani, draga mea! Îmi vreau cadourile! Țipă Ruby și îl împinse pe rege, dând năvală pe scări spre salon. Să vadă ce-a primit, se înțelege. Ruby înhăță cea mai mare cutie, fără nicio urmă de bucurie. Îi rupse fără milă hârtia mătăsoasă și o aruncă cât colo nervoasă. Unde e căsuța mea uriașă? A urlat prințesa trufașă. Mi-ai promis un telefon mobil, 3 pui de cățel și o bicicletă cu stil. Aici, iubita mea, aici, răspunse regele duios. Apoi deschise ușa încet și servitorii intrară cu mai multe cutii și le lăsară jos pe parchet. Erau 10 și 100 de daruri cochete, pe mese și scaune, ba și pe banchete, adevărate turnuri din cutii colorate, clădite pe treptele scării spiralate. Darurile umpleau fiecare odaie, erau și pe hol, ba chiar și în baie. Nu lipseau nici măcar din bucătărie, de n-aveai loc să arunci niciun ac cu gămălie. Așa parcă mai merge, a zis Ruby încruntat. Pe toate le merit și le voi desface, așa că dați-le mai repede încoace. Abia aștept să înceapă banchetul odată. Dar, pe când Ruby se dădea în spectacol, tavanul cedă pârâind, pereții crăpară adânc. Ce mai e? Pufni prințesa exasperată. Am cumpărat prea multe daruri grele, zise regele gâfâind. Se dărâmă palatul, repede Ruby, fugi de îndată. Și cum rămâne cu darurile mele? Se plânse egoistul Odor. Salvează-le acum! Nu-mi pasă cât sunt de grele. Ia totul cu tine. Curajos, regele fuge repede pe coridor. Când deodată, cu un mucet cumplit, acoperișul castelului s-a prăbușit.
Vai, ce am făcut? Strigă Ruby înlăcrimată. Cel mai scump lucru pe care l-am avut vreodată zace sub acest morman de cărămidă sfărâmată. Vă rog, ajutați-mă să-l salvez pe bunul meu tată. De cadouri nu-mi pasă, renunț la toate, vă zic, doar să-mi văd iarăși iubitul tătic. Pompierii imediat au dat de veste. Alteța sa regală în mare pericol este. Supușii au venit din întregul regat să ajute cu mic, cu mare, l-a căutat. După lungi ore de scormonit, parcă au auzit un ciocănit slab și un oftat. Și într-o cutie de carton l-au găsit pe rege, deafăr și nevătămat. Iubita mea fetiță, îmi pare foarte rău. Ziua ta e distrusă, palatul e ruină și pentru toate astea doar eu sunt de vină. Tăticule, strigă Ruby, ce mult te iubesc, adevărul e că tu ești tot ce-mi doresc. Am fost egoistă, nu m-am prefăcut, dar am o idee despre ce-i de făcut. În copacul din curte, hai să punem căsuța. Am salvat niște tort cât tu munceai. Totul e gata, am scos pe iarbă măsuța, iar în căni am turnat niște ceai. Apoi, pe salvatori i-a poftit la un picnic în noul conac. Iar Ruby și tăticul ei au trăit fericiți în căsuța lor din copac.